Și bine, regăsit la un nou episod. De fapt, cred că e un prim episod din ANP, da? Gabi Polițist la Penitenciară, cred că se va numi această serie. De aici nu avem ce să luăm. Hai să luăm, de fapt, în forma asta, așa de vară, că tot a venit pe... Bine, a venit vara. Hai că a venit vara, dacă... Nu mă rog, mai sunt mai mult pe aici. Ne fi aici un bitus. Bun. Pune pe asta pe 4, cum suntem învățați. Momentan nu e nimeni la închisoare, dar... Posibil apare cineva pe la închisoare dacă nu vă prezentăm puțin timpul de închisoare. Asta nu este cea mai mare problemă în momentul actual. Vă prezentăm puțin închisoarea, chiar dacă m-a făcut-o pe live-uri, poate n-ați fost prezenți pe atunci, de atunci oricum s-au mai băgat update-uri și din punct de vedere pacii. Deci, da. Aici, după cum știm, e acest perete invizibil pentru șmecher ca să nu poată intra oricine. Deci, pentru cei care nu știați, deodată ce a ajuns la pușcărie, poți să-ți iei timpul de civil pentru că rol pe s-a încheiat. Dacă ai fost arestat abuziv, fă reclamații pe... Așa, reclamații player pe Discord, ca o mică paranteză, spora roleplay. RP roleplay. Așa, și aici, după cum puteți vedea, vedeți dumneavoastră celulele numerotate foarte frumos. Da, aici ceva în care să se mai poată destinge, să zicem așa, domnii prizonieri. Aici avem și un loc puțin de relaxare, în caz de celula este la curățenie, să zicem așa. Aici avem frumos, aici tot e frumos, așa, aranjate cu decor, de asta mișto, tot ce trebuie, foarte mișto, așa. Trebuia să intri în celulă. Wait. Este ora de dimineață, seară. Dorești ceva de mâncare? Vrei ceva mâncare? Să mor de... Mâncare. Do you want something to eat? You know, like mâncare? Mămăligă, brânză, ceva? Ha? Ai nevoie de ceva? Mă, deci scriu, dar el de răspuns... Nada. Aoleu, diem ale sus, wait the
DM Alexus Waiter. Ne schimbăm uniforma și mergem să transportăm înapoi. Băgăm o SEA SSM. Bun. Pregătim dubița. Transport ANP se va desfășura curând. Yo boys! Come on! How are you? Do you speak Romanian, boss? Come on, wait, see. A venit ziua. Aici acasă. Aiu! Dă-ți te încătușez. Adică cât? Adi! Nu m-a întrebat de ce mi-e așa. Mă, sasul ăsta. Se pare că e scris cam așa. Cred că e greu, bă. Ce sunt eu chiar? Aie, boss! Bă, normal să se deschide pe lateral. Trebuie să deschide din spate. Urcandova. Încuie ușile. Mafi. Hai, am prins mafia cea mare. Au, e ce mă minți, e ce mă minți. You know what I mean? I have like lights. I have like lights. Yeah. Da, bro. Transportul ANP a început. Stai ca nu pot sa meargă. Bravo boys ca va bagati fotele mea aici. Hai ca te ma le-ai caruta.
Facem și noi la cărpărat. Facem și noi aici așa un frumos un transport. Facem un acolo, al mai pe și după aceea aducem înapoi acolo, că mi-e și mie de să plimb așa de mult. Să plimb așa puțin, știi, măcar să se distreze și el totuși. Urba aia. Nu înțeleg de ce vine toată lumea, dar ok. Adele de pum 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 pum. Zboară alea ca pistoanele. Mamă, dă-te de aici că nu te cred. Arată mișto, bă, n-o să vă mint. Mă, acest ăștia cu smurd, bă, au nebuni. Mâncă-ți-a sufletul tău, că... Cum al meu până urcă... Taci că am semnalizare, ești prost? Taci că am și stop! Mâncă... Păi și n-am mint? Na, mă mint. Nu da domnul poliția. Băi, am o frică de mine să las duba asta aici. Ura. Mamă, nu te cred. Leșmi închide ușa. Facem puțin așa deschidere. Mă, mi-am rămas fără cuvinte, de asta nu mai vorbesc. Dar cât de mișto și de realistic e asta. Nici mă jur.
Doi păstori se întâlniră, doi păstori. Ar trebui să băgăm și alimentare, dar băgăm noi în 3 ani sau 4. La Ciditelea te-ai făcut după asta. Cacă-i cam. De ce nu vrea să-mi... Hai bă, că în viața reală trecea ușor peste asta. Ioi, mâncați-a. Taci, că nu vrea să mai meargă nicăieri. Semnalele mi-a prins urechile, nu. Trei păstori se întâlniră, trei păstori. Perfect. Cam semnalizarea pornită, nici nu te cred. Băi, m-ai căpiat! Deci pe X, în loc să se aprindă avariile, se aprinde următoarea semnalizare. De... Uite! M-a căpiat. Să zboare motorul. Ce? Da. Tank. Ești tank, 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 tank. Hai să vedem dacă m-am primit pe cineva la închisare. Au intrat pe cineva acolo, vă rog, nu știu dacă l-a observat, dacă nu l-a observat el. Mai mare că e cu de, da. Nu știu cum am blocat din. Așa, revenind înapoi la prezentarea noastră. Și deja care e faza pe aici. Celule din cap până în coadă, să vedem dacă e pusul asta celula înapoi, dacă nu o fac eu cumva să fie pusă. Nici nu-ți dai seama, băiete, că aici o sta cineva, aici curat. Hârtie igienică, toaletă, două pată spate, dar ajută și pe aici un ghiuvetă de aia de te speli. Pe aici urcăm la etajul cu numărul 2, dacă știu cum blăc. Așa, foarte frumos, foarte frumos, foarte frumos și elegant și frumos. Întoarcem înapoi, este închisoarea mare, este o închisoare mai de buget, dacă vreți să vă zic așa. Deci da. Ia să vedem ce pe aici. Atenți la detalii. Aici e partea asta de poți să ai puțin în recreere. Aici ar fi, o să băgăm noi pe viitor când o să ne dea primăria bani ceva aparat de aia de finiță, de pam, pum, pam. Așa. Așa că noi, de la noi fiind ăștia mai mari. Ia, mă. Ar trebui să avem și așa. Așa. Așa, așa, așa. Building tools, prepare spray, tot ce ne trebuie, atișuri. Bun. Așa arată uniformat de CSS. Cona reală, bine. Cărcătoarele alea, bobele, 47. Mă rog, oricum. Știu că în caz de război sau chestii de astea se pun este acordul la fiecare lucrător din ale pe este acordul un anumit număr de boabe, ca să zicem așa. Cred, sper, nu știu. Și de atunci se vor schimba total și regulile. Partea a doua asta ce e drept. Hai să vedem ce mai e pe aici. Aici frumos e locul nostru unde ne pregătim noi acțiunile și tot ce trebuie, uniformele, tot ce trebuie, tot ce vrei. Ia să vedem dacă putem merge și în față.
Nu știu pe unde să luăm în față. Cred că știu pe unde să luăm prin față. Știam bine. Așa. Aici vom așa, celule temporare, scuzați-mă dacă mai trag nasul, dar eu sunt cu alergii cu dalea, așa cum e perioada mea de alergie, că eu sunt alergic la praf și la chestii de astea. Așa, aici sunt celule temporare. Exact cum am zis. Îndată ce o persoană intră în ceva temporar, se începe închisoarea. Crezi-mă că domnul care a făcut asta știe ce zice. Frumos. Sunt mortul. Sunt mortul că e... Mamă. Aici avem pentru vizitatori. Aici avem, bineînțeles, și intrarea ar trebui să fie funcțională. Vorba aia ar trebui, nu că și e. Întrebarea mea e dacă vrea să intre cineva aici. L-am văzut și pe domnul inspector. Cred că el era. Hai să trăiți. Hai să salutăm și pe respect cu domnul inspector. A, uite-l pe... A, stați așa, că el se duce înainte. Unde merge omul? Domnul! Alo, domnul! Ce vă plimbați așa pe aici? Cum? Cu ce ocazie? Scopul și durata vizitei. Scopul și durata vizitei, domnul. Aici sunteți într-o închisoare de maximă securitate. Dar dumneavoastră spargeți geamul pe acolo și veniți în vizită așa, mergeți ca la dumneavoastră acasă? Aha. Am înțeles. Frumoasă uniforma. A, nu? A. Strasă cătușele astea, nu merg. Mă lăsați puțin să probez puțin pe dumneavoastră? A, ok. A, nu, dar nu pot, din păcate, na. Băi, destul de mișto, am făcut și noi un transport aici frumos. Era o persoană pe acolo care a făcut puțină gălăgie și i s-a dat voie. Ia, stai așa. Care trageți, mă? Apropo, țin să vă menționez că aveți un dasăr foarte frumos. Care o tras, domnul, pe aici? Am auzit niște împușcături. Care o tras? Iată-și că fuge la înăuntru. Domnul, doriți să vizitați pe cineva? Stai să vedem pe cine vrea. Ce pe care ce?
Acum câteva minute am efectuat un transport posibil ca... Ce zice? Nu mai e aici. Nu mai are mandat. Da. Da, bă, fac clip, bă, mai încetul că te aud de aici. Tăi, tăi, tăi. Trei păstor, se întâlnă. Mă, cum funcționește asta, de ce? Eu am pus acolo, stai. Poftim. Are fluier, bă. Nu trebuie să păziți un... Străiești, domnul. Uite pe aici, pe la muncă, îmi pun și câteva ore la salariu, tu? Hai să mai verificăm celulele alea, poate mai a apărut cineva. Poate, poate. Poftim? Ah, am înțeles, am înțeles. Da? Momentan e toată lumea liberă, paci. Mai devreme era unul la celula numărul 2. A, cam spart geamul nebunul. Nu știu dacă vezi. Dezvoltă. Eee, na, și dumneavoastră, se mai schimbă și omul la nevoie. Mai puține ore, ora mai scumpă, na. Na. Da, e și mai puține ore, m-am plimbat azuleacă cu mașina, l-am dat un ocol de oraș, am luat șobanul, frumos, i-am făcut și lui expertiza. Da, de la pază, după cum ați văzut, la administrare, la informare, până și transport și intervenție rapid. Da, trebuie și pe acolo, pe la informație, să știe lumea. Da, cum să nu. Ah, acolo avem pe domnul de aici, care o spart geamul. Trebuie să facă și puțin curățenie pe aici, nu? Vezi să-ți faci și tu norma aia de amenzi.
Hai să trăiești. Hai, stai, asta la filmare, ok? băieți, cam așa arată și închisoarea de pe aici de la Marv. Aia de mare securitate, 30 de minute deja, aproximativ, voi să vedeți puțin mai mult, puțin mai puțin, na, se mai taie puțin la editare. Ce vedeți voi dacă e să fiți aici? Două paturi, una bucată masă, una bucată WC cu hârtie igienică. În mod normal, dacă nu mă aștept prin realitate, mai iau și norma aia, nu știu cum se numește, și îți mai grăiești un televizor pe aici cu un cablu de la. Altceva nu știu dacă se mai pune. Nu scriu nimica, nu? Asta e un baston telescopic, dacă nu mă înșel, ceilalți au una de tonfă. Presupun, cred, adică, na, poate varia, după cum bine știți. Lasă-l ușor jos. Așa. Da. Hai să mergem și noi la mașină. Până una alta să vă arăt și duba de la SEASS, ca să nu știți că n-ați văzut sau așa ceva de genul. Inspectăm puțin și uniforma, ca, nu știu, mă, mie îmi place uniforma. Atenție la detaliile, după cum puteți vedea. E pus chiar și... Asta e duba de transport, chiar și genunchiere. Da? Și avem și cea de SEASS, tot un Mercedes, Sprinten. Versiunea mai înaltă și mai lungă, mai multe locuri, geamul fumurii. 315 cai putere, diesel pe injecție, motor de 2.2, dacă nu mă înșel, destul de ok, își face treaba, n-ai treabă cu el, stația acolo aferentă, cam așa arată și luminile ei. Da? Pun pe spate tot ce trebuie. Arată frumos, nu o să vă mint. Pe față și pe laterale să vadă cine și cum umblă. No, mă, cam atât a fost cu episodul de astăzi. Eu vă mulțumesc că ați stat până aici și că l-ați vizionat. Mulțumesc și domnului de XR care a intrat pe aici și a binevoit să apară și el în acest videoclip. Și da, mă, fraților, până pe data viitoare, nu uitați să rămâneți sănătoși și să fiți activi în viață, nu uitați să faceți sport. V-am salutat, pa, pa!